Sâmbătă, ACS Caracal a primit vizita primei clasate ACS Oltul Curtișoara. Meciul considerat derbiul campionatului s-a terminat cu un scor alb. În continuare, cele două echipe se mențin pe primele locuri în clasamentul general. ACS Curtișoara are în acest moment 52 de puncte, cu un avans de 9 puncte în fața rivalei ACS Caracal, care ocupă poziția secundă cu 43 de puncte. Un joc echilibrat, ocazii de ambele părți, și ei reprezintă un grup unit, un jucător cu experiență. Noi încercăm să îmbinăm tinerețea cu jucătorii cu experiență. Ne putem declara mulțumiți. Consider că astăzi putea oricare echipă să câștige. Matematic, celor de la Curtișoara le mai trebuie un singur punct ce le poate asigura calificarea în barajul de promovare în divizia C. Iulian Mitrache s-a declarat mulțumit de jocul băieților săi. Primul obiectiv considerăm că îl putem îndeplini de a participa la acest baraj. Încercăm să facem tot ce depinde de noi. Sperăm să reușim această performanță sportivă și cu siguranță se vor găsi resursele necesare pentru a participa la un eșalon superior. Pe banca Caracalenilor, antrenorul Gigi Neagu este mulțumit de jocul fotbaliștilor, mai ales că în lot au fost multe accidentări, iar din teren au lipsit 3 jucători importanți. A fost un joc bun, făcut de echipa noastră, un joc echilibrat. Mulțumit de elevii dumneavoastră? Mulțumit. Ținând cont de faptul că unii revin după accidentări grave, în activitate de 2 luni, alți jucători ne-au lipsit, jucători importanți precum Paulică Glișcă, Tudor Răzvan. Jocul nostru de acasă este unul mult mai consistent și mult mai bun față de ceea ce se joacă în deplasare, având în vedere și terenurile pe care se joacă. Totodată, cei de la Caracal sunt mulțumiți de parcursul lor în campionat, mai ales că sunt o echipă tânără. Am reușit să ținem pasul, ținând cont de faptul că suntem o echipă nouă înființată, chiar cu o lună de zile înainte de începerea campionatului, și asta pentru că nu s-a știut dacă se va începe. Dar s-a închegat o echipă frumoasă aici la Caracal și sperăm că pe viitor vom face treabă mult mai bună decât acum. Jocul celor două echipe a fost observat de pe bancă și de formatorul mai multor generații de fotbaliști, Ion Pârvulescu. Acesta s-a declarat mulțumit de evoluția celor două echipe, ținând cont că sunt ambele la început de drum. A fost un joc echilibrat, cu efort sporit din ambele părți și mi se pare și rezultatul echitabil. Adică sunt două echipe care în eventualitatea prezentării mai departe la baraj pot să susțină fără să ne facă de râs. În acest moment, pe primele locuri în campionat se mențin echipele din Curtișoara și Caracal, iar la coada clasamentului cei de la ACS Viitorul Rusănești și AS Voința Schitu.